Pacea Domnului Iisus Hristos. Aș dori să spun că îmi pare rău că sabatul se scurge. Mi-aș dori ca să putem să rămânem mai departe în spiritul acesta al Cuvântului lui Dumnezeu și în conformitate cu această dorință, minutele care urmează vă voi invita la o meditație scurtă, o meditație care se așează puțin în linia a ceea ce am studiat anterior despre Moise, dar într-un moment cu totul și cu totul surprinzător, probabil că puțin dintre noi ne luăm timp să rămânem asupra acestui eveniment și pe care încă o dată vă voi invita să-l aplicăm la viața noastră. De la rugul aprins, Moise se duce acasă, i-a spus socrului său, lasă-mă, te rog să plec, mă întorc la frații mei care sunt în Egipt, să văd dacă mai trăiesc. Probabil că Ietro este, nu știu, surprins sau poate că se aștepta la așa ceva, dar bănuiesc eu că nu se aștepta la așa ceva pentru că rugul aprins apare ca un eveniment cu totul neașteptat în viața lui Moise și spuneam eu, rugul aprins nu face altceva decât schimbă macazul. I-a schimbat macazul și l-a schimbat într-o asemenea măsură încât eu cred că nici măcar Ietro nu se aștepta la această schimbare. Totuși, Ietro i-a zis lui Moise, du-te în pace. Domnul a zis lui Moise, du-te în Egipt, căci toți cei ce umblau să-ți iau viața au murit. Cazul tău este închis, s-a rezolvat, poți să mergi în Egipt. Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgari și de aici începe problema. Nu e nicio problemă, dar încep să mă gândesc, era pregătită Sefora pentru așa ceva? Îi spusese Moise vreodată lui Sefora care de gând să mai meargă în Egipt? Cu siguranță Sefora știa problemele lui Moise din Egipt, știa de ce fugise, știa că era fusese pus sub urmărire, fusese persoana nu the most wanted în Egipt pentru o vreme. Îi păruse bine Seforei care de-a face și are lângă ea un prinț al Egiptului, nicio problemă, dar ca să se întoarcă înapoi în Egipt... Vreau să vă întreb, a fost ușor? Imaginea asta, și-a luat nevasta, copiii, i-a pus călare pe măgari și s-a întors în țara Egiptului. Noi care suntem cam obișnuiți să le punem pe BMW și să ne ducem înapoi, e o diferență între un măgar și o mașină în ziua de astăzi, da? Nu știu dacă măgarul era cam același lucru. Sunt glume în legătură cu lucrul ăsta, dar în mod real, drumul a fost o provocare, efectiv, pentru Sefora. Sunteți de acord cu mine? Vorbește puțin despre familia lui Moise. Vorbește despre familia lui Moise, vorbește despre relațiile dintre ei, vorbește despre faptul că, într-adevăr, și în practică Sara, iertați-mă, Sefora urma oarecum modelul patriarhului Abraham, nu știu dacă îi spunea într-adevăr domnul meu, dar se vede că într-adevăr Sefora îl urma și îl urmează pe Moise chiar dacă e greu. În aceeași măsură mă gândesc la Moise. Și el se gândește la ce greutăți o expune pe Sara.
Pe Sefora, mulțumesc. Și el se gândește la faptul că are copii mici. Și el își dă seama de implicația aceasta în care el este responsabil. Trebuie ca Moise în momentul acela să-și fie asumat nu numai o autoritate, dar să-și fie asumat o responsabilitate extremă. Un bărbat care pornește la așa ceva tremură puțin. Tremură pentru reproșul soției, pentru greutățile la care își expune întreaga familie. Dacă ar fi plecat în Egipt singur, aș fi înțeles. Se expune numai pe el. Dacă ar fi plecat în Egipt la un război cu faraon în care să fi fost numai el, aș fi înțeles, dar a plecat cu toată familia la un război de felul ăsta în care Dumnezeu îi și spusese, fii atent că faraon nu va ceda cu ușurință. Și va trebui o mână puternică să scoată pe Israel din Egipt. Mâna asta puternică, într-o vreme Moise crezuse că e mâna lui. Mâna asta puternică acum trebuia să fie mâna lui Dumnezeu. A plecat Moise cu mâna lui Dumnezeu la drum? Textul continuă și spune, și a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. Înțelegeți? De ce toiagul ăla era toiagul lui Dumnezeu? De ce? Era un toiac ca oricare altul. Nu era, nici nu îl dăduse Dumnezeu. Era toiagul lui de fiecare zi. Poftiți? E adevărat că făcuse semnul cu el. E adevărat că va despica Marea Roșie cu toiagul. Era vreo putere în toiag? Mă uimește modul în care gândesc oamenii atunci. Modul în care își construiesc viața în legătură și în relația lor cu Dumnezeu. Am mai amintit aici, există o observație pe care o face Sfântul Apostol Pavel mai târziu, în legătură cu lucruri neînsemnate, atunci când vorbește despre toiagul lui... Nu, vorbește despre toiagul lui Iacov. Zice Evrei 11 cu 20, prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Versetul 21, prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Repet, și dacă avea un toiag în mână și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său, ce? Era bătrân, se ținea într-un toiag. Vedeți, așa judecăm noi lucrurile astăzi. Aș vrea să înțelegem asta, să înțelegem diferența între modul cum gândim noi și cum gândeau ei. Numai că exista o profeție anterioară care spunea și toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda. Și toiagul lui Iacov nu este un toiag oricare altul, este toiagul de cârmuire. Moise ia toiagul lui Dumnezeu nu ca un toiag care are putere în sine, ci ca un simbol al cârmuirii, al prezenței divine. De asta îi spune toiagul lui Dumnezeu, pentru că el în momentul acela merge cu toiagul respectiv și așa cum am spus anterior, lucrurile de conducere ale poporului Israel de acum încolo aparțineau lui Dumnezeu. Toiagul, ca element de conducere, din care ulterior a rămas sceptrul regal,
aparține lui Dumnezeu. Toiagul e al cui? E al lui Dumnezeu. E adevărat că stătea Moise în el, e adevărat că mergea Moise cu el la drum, dar toiagul era al lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult această împletire între omenesc și divin. Toiagul era în mâna lui Moise, dar era al cui? Al lui Dumnezeu. Cam așa ar trebui să fie viața noastră de credință. Cam așa. Noi facem lucruri omenești. Le avem pe toate în jurul nostru. Dar de fapt și la urma urmei, puterea, călăuzirea, direcția, toate sunt date de prezența lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Lucrurile mici ale vieții, care nu ne spun mare lucru, ar trebui să poarte în ele pecetea aceasta a călăuzirii lui Dumnezeu, pentru că toiagul de domnie e acolo. Domnește Dumnezeu. Ăsta este Moise, pleacă cu familia, se duce. Versetul 24. În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Da. De ce, Doamne? Din ce cauză? Sefora este lângă el. Nu se spune foarte mult cum a știut Sefora că Domnul vrea să-l omoare pe Moise. Nu știu. De asemenea, nu știu cum s-a manifestat Moise în condițiile respective. Dar ceea ce știu este că Sefora, în criză de timp și de mijloace, a luat o piatră ascuțită și a circumcis pe Gershon, băiatul cel mare. Vă rog să-mi spuneți și să mă lămuriți dumneavoastră de unde a știut Sefora ce trebuie să facă, de ce n-a făcut până atunci, de ce a făcut-o până acum. De unde a știut? Avuseseră discuții în familie în legătură cu ce? În legătură cu geneza. Da? Geneza 17. Atunci când numele lui Abraham a fost schimbat în Avraam, atunci când Avraam a devenit tatăl multor neamuri, ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci a primit Avraam făgăduința și promisiunea mesianică. Atunci a fost făcut el tatăl multor popoare cu trimitere la Mesia. Vezi că din tine se va naște Mesia. În contextul acesta, Domnul face un legământ cu Avraam, îi spune că îl va înmulți nespus de mult. Versetul 4, vei fi tatăl multor neamuri, face referire nu la un neam, face referire nu la Israel, face referire la multe neamuri. Versetul 7 spune, voi pune legământul meu între mine, între tine, sămânța ta după tine, din neam în neam, acesta va fi un legământ veșnic în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Ție, seminției tale după tine, îți voi da țara în care locuiești acum ca străin și anume, îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul tău. Rețineți legătura aceasta între
făgăduința mesianică, cum că Iisus Hristos se va naște din sămânța lui Avraam și astfel Avraam va deveni tatăl neamurilor, și între binecuvântarea poporului. Deci, în momentul în care Avraam primește făgăduința aceasta mesianică, Dumnezeu îi spune, fii atent la legământul meu, versetul 9, să păzești legământul meu, tu, sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul meu, să-l păziți între mine și voi, tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Și urmează porunca. În ziua a opta, să vă tăiați în carnea prepuțului vostru, orice copil de parte bărbătească să fie tăiat împrejur, neam după neam. Fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani la vreun străin care nu face parte din neamul tău, va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani, astfel legământul meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Versetul 14. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuțului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său, a călcat legământul meu. Punct. La câte generații suntem după Avraam? Multe generații. Și totuși în condițiile acestea Moise discută cu Sara și îi spune, uite, cu Sefora, mulțumesc. Discută cu Sefora și îi spune, uite, trebuie să facem lucrul ăsta, este porunca lui Dumnezeu. Da? Da. Și Sefora zice, nu. Și amână. Și în ciuda faptului că am spus anterior că legăturile în familia lor erau așa de puternice încât la un moment dat Moise îi spune Seforei, haide să mergem în Egipt, și Sefora zice, gata, mergem fără nicio problemă. Se pare că aici, la capitolul acesta, au fost divergențe. Și Moise, datorită soției sale, amână, amână, amână. E dificil când la nivelul legământului cu Dumnezeu, deciziile sunt amânate. E dificil. E dificil când la nivelul familiei, credinței, unul trage într-o parte, altul trage în altă parte. E dificil. E greu să slujești lui Dumnezeu în doi când nu există aceeași minte sau aceeași inspirație, sau aceeași poruncă. E greu. Așa să înțelegem că Satan știe lucrul ăsta și aici, la capitolul ăsta aici, el pune pana lui. Aici el lovește puternic. Este destul de greu ca, sau nu, ar trebui să fie ușor, ar trebui să fie normal, dar în realitate, în foarte multe situații este greu ca soțul și soția să gândească la fel pe baza cuvântului lui Dumnezeu, și în multe cazuri unul gândește într-un fel, altul gândește în alt fel, ca aici. Vreau să vă întreb, de ce Dumnezeu nu l-a amenințat cu moartea pe Gershon, pe băiat? De ce l-a amenințat pe Moise? 1. 2. De ce n-a amenințat-o cu moartea pe Sara? Că ea n-a fost de acord. Of, e a patra oară. Mulțumesc. De ce n-a amenințat cu moartea pe Sefora? De ce? Înțelegeți, suntem într-o vreme în care spunem fiecare este egal, fiecare este responsabil, și văd că Dumnezeu nu ține cont puțin de filozofia socială în care ne încadrăm noi. Și Dumnezeu vine și îl ia pe Moise și îl judecă. Și în timp ce este judecat, Moise se trezește Sefora.
Și își dă seama că trebuie să facă un lucru și de data asta face ea lucrul pe care trebuia să-l facă Moise. Cât de greu i-a fost înainte ca să-l lase pe Moise să-l taie împrejur pe fiul ei cel mare, acum trebuie să-l facă ea lucrul acesta. E de gândit, aici. Lucrurile care nu le facem la vreme și cum trebuie să le facem când Dumnezeu ne cere, s-ar putea întâmpla să le facem sub presiunea timpului și a situației. Și în condiții în care nu ne va fi ușor. Textul spune că după ce a fost tăiat împrejur și în felul acesta Gherșon a intrat și el în legământ, când toată familia a fost în legământ, numai atunci familia lor a fost pregătită să meargă să elibereze poporul. Dacă familia lor nu ar fi fost în legământ, ei nu puteau să meargă să elibereze pe Israel. Versetul 26 spune, Domnul l-a lăsat și atunci a zis ea, soț de sânge, din pricina tăierii împrejur. Ce înțelegeți din asta? A făcut-o. Da? Dar tot a bombănit după. Nu? Tot i-a zis, soț de sânge. Ce se întâmplă? N-a fost conștientă de faptul că Dumnezeu cere asta? Ar fi trebuit să fie conștientă pentru că ea a văzut situația în care era. Ea i-a salvat viața soțului ei. Atunci de ce îi reproșează tot lui Moise? În legământul vechi al nostru e foarte greu să-L vedem pe Dumnezeu ca fiind cauza oricărei acțiuni pe care o facem. E foarte greu. Dacă noi L-am vedea pe Dumnezeu la cârmă, peste tot, ne-ar fi mult mai ușor. Iertați-mă, am dat vina pe Dumnezeu. Am ști că El este autorul tuturor lucrurilor și dacă El cere un lucru, e responsabilitatea Lui să rezolve tot. Ne-ar fi ușor dacă am gândi așa. Nu ne-ar mai fi frică. N-am mai dat vina unii pe alții. N-am mai spune tu ești de vină, ba tu ești de vină. Tu ești prea îngust, ba tu nu ții cum trebuie. A toate aceste dileme care sunt de obicei într-o familie ar fi date la o parte dacă am fi convins că fiecare dintre noi călcăm în urma pasului lui Dumnezeu. Cât de important este ca noi să stăm în legământul lui Dumnezeu? Și acum, aplicație. În seara aceasta, după amiaza aceasta, am vorbit cu cineva și ne-a pus următoarea întrebare. Frate pastor, nu suntem toți, copiii lui Dumnezeu? Adică, cum? Păi da, toată lumea. Este toată lumea copiii lui Dumnezeu? Da sau nu? Haideți, am nevoie, la aplicație am nevoie să mă ajutați. Deci, este lumea, pământul, omenirea, cuprinsă în numele acesta de copil al lui Dumnezeu? Asta mi-a fost întrebarea care mi-a fost pusă. Frate Costea? Mulțumesc, frate Costea. Îmi place răspunsul dumneavoastră că cuprinde două realități care se bat cap în cap. Adică, pe de o parte, toți suntem copiii lui Dumnezeu.
Iar pe de altă parte zice, dacă copiii mei nu rătăcesc pe căi necunoscute, suntem sau nu suntem? E din ce în ce mai răspândită ideea că toți suntem copii ai lui Dumnezeu. Lucian, de aici din față, mi-a zis, prin creațiune. Prin creațiune suntem copii ai lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 51, Dumnezeu zice așa, și vă rog să mă urmăriți puțin, 51:4. Ia aminte spre mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, zice aici, neamul meu. Neamul meu. Cui vorbește aici? Vorbește lumii întregi? Globului terestru? Cui vorbește? Poporului său. Care e diferența că ești în poporul lui Dumnezeu sau că nu ești în poporul lui Dumnezeu? Că până la urmă toți suntem copiii lui Dumnezeu prin creațiune, da? Așa gândim de foarte multă vreme. Am realizat un fel de netezire de teren și am zis, noi nu ne supărăm dacă la un moment dat îl numim copil al lui Dumnezeu și pe cel care nu e în biserică. Și el e tot copilul lui Dumnezeu. Și am zis noi că nivelăm terenul. Din ce cauză? Și am zis noi ca în felul acesta să le fie mai ușor celor care sunt în afară să intre în biserică. Și am nivelat terenul. Frumos, altruist. Se folosește termenul acesta astăzi, inclusivist. Foarte inclusivist, excelent. Spuneți-mi, vă rog, ce am omis. Mulțumesc, Lucian. Am omis legământul. Fiți atenți, dragii mei, la legământ. E adevărat, suntem copiii lui Dumnezeu prin creațiune. N-am mai rămas copiii lui Dumnezeu prin cădere. Am devenit copiii oamenilor. Am redevenit copiii lui Dumnezeu prin răscumpărare, prin moartea lui Iisus Hristos. Potențial, crucea a pus la dispoziția oricui posibilitatea să ia sânge mântuitor și să schimbe viața. Să intre în împărăția lui Dumnezeu. Oricine poate. În realitate însă, Dumnezeu a oferit sângele său numai sub calitatea legământului său. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Avram. Acolo se inițiază legământul. Dumnezeu îi spune, Avram, voi face un legământ cu tine în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău. Da, Doamne, da. Și ce vei face pentru mine? Păi eu voi veni și voi fi Mesia pentru lumea întreagă. Pentru lumea întreagă, Doamne? Da, pentru toată lumea. Păi de ce? Pentru că toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. O, Doamne, ce frumos! Și cum se va face asta, Doamne? Păi, voi răscumpăra întregul neam omenesc, voi aduce atâta frumos, atâta bine, atâta har, încât să poată să fie răscumpărat orice om și să mai și rămână în plus. Har e din belșug, să fie salvați toți, oricine. Da, Doamne, da. Dar tu, Avram, primește în carnea ta semnul mântuirii. Și îi spune asta lui Avram. Și din momentul acela, Avram intră într-un legământ în care există o comunitate de gânduri, un legământ în care
Dumnezeu oferă lui Abraham și Abraham primește ce oferă Dumnezeu. Iisus Hristos a suferit pe cruce, fiul lui Abraham trebuia să sufere în a opta zi semnul legământului în ființa sa. Legământul acesta este un act juridic, nu este o simplă afirmare a unui lucru. Este un act juridic în care Dumnezeu se angajează cu viața sa. Și în urma legământului și Abraham se angajează cu viața sa. În legământ, cei doi își închină sau își unesc viețile unul către celălalt. Nu e un simplu contract. Un contract este contractul acela în care eu mă angajez pe o porțiune foarte îngustă a activității mele. Mă angajez să-mi pun la dispoziție mașina, să-mi pun la dispoziție casa, să-mi pun la dispoziție banii. Asta e contractul. Dar legământul nu e așa. Legământul este acea situație în care, în vechime, omul se angaja cu toată existența lui, cu toată viața lui într-un asemenea legământ. Legământul asta cerea. De asemenea, legământul presupunea că va avea acțiune pe o perioadă nelimitată, mai ales în relația cu Dumnezeu. În felul acesta, poporul lui Dumnezeu nu este format pe bază de regiune geografică. Că de asta Avram a fost peregrin, în așa fel încât să nu se oprească într-un loc. Nu era neapărat limitat la un popor. Pentru că de aceea în tabăra lui Abraham erau peste 1000 de oameni, iar acești 1000 de oameni nu aparțineau toți, nu erau toți sămânța lui Abraham. Erau peste 1000 de oameni care ajunseseră în familia lui Abraham datorită faptului că Abraham trecuse din Ur, din Caldea, până în Palestina, Egipt și înapoi și așa mai departe și pe unde mersese oameni care fuseseră atrași de felul lui de viață. Oameni care îl cunoscuseră pe Dumnezeul adevărat se lipiseră de poporul acesta și formau împreună un popor nou pe bază de legământ. Pentru că, vedeți dumneavoastră, am citit anterior, legământul se extindea asupra robului, asupra copilului din casă, asupra oricui. Un popor pe bază de legământ. Poporul acesta pe bază de legământ este prototipul mișcării și realității lucrării lui Dumnezeu prin toată istoria. La Sfânta Cină, în Noul Testament. Ia Domnul Iisus Hristos paharul și spune: acest pahar este sângele legământului celui nou care se varsă pentru voi. Și așa începe noul legământ, așa începe Noul Testament, în virtutea legământului acestuia în care care formează la rândul său un popor. Un popor în mijlocul unei lumi. E important să faci parte din acest popor sau nu? Că în ultima vreme am ajuns în situația să spunem: a, e tot una. Ori ești în biserică, ori ești în afara bisericii, tot aia este. Uneori se spune: a, în afara bisericii sunt oameni mai buni decât ceea ce se întâmplă în biserică. Tot felul de observații care conduc la ideea că nu contează dacă ești sau nu în poporul lui Dumnezeu. Important e să fii om bun. N-am înțeles importanța legământului. Iisus Hristos lucrează în legământ și Domnul Iisus Hristos împarte existența în două: lumea care este vrăjmașă lui Dumnezeu
și o mână de oameni numită rămășița, care stau în legământ cu Dumnezeu. Auziți ce zice Petru? În Faptele Apostolilor, capitolul 10, vorbește despre învierea Domnului Iisus Hristos. De la versetul 40. Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul. Sublinierea asta este foarte ciudată. Nu s-a arătat la oricine. Nu la tot norodul, ci nouă, spune el, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Apostolul Petru pune toate lucrurile astea la oaltă și face ca poporul lui Dumnezeu să fie introdus într-o categorie de privilegiați, de oameni cum nu sunt alții. Textul ăsta va pune probleme tuturor celor ce gândesc logic. Adică, am mai spus-o, revin cu această întrebare. Dacă învierea Domnului Iisus Hristos și arătările Lui trebuiau să fie dovada faptului că El este Dumnezeu, cum zice mai departe Apostolul Pavel, în altă parte spune că dovada faptului că El este Fiul lui Dumnezeu este prin faptul că a fost înviat din morți? Având în vedere lucrul ăsta, întrebarea mea este, n-ar fi trebuit să se arate Domnul Iisus Hristos celor ce nu credeau? Adică, dacă tot vreau să vă fac să credeți, cui trebuie să mă arăt? Celor ce nu credeau. Celor care au zis, dar eu nu știu dacă e bine sau nu este bine. Celor ce l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Probabil lui Ana, lui Caiafa, celor care au fost acolo să se arate și să spună, ați greșit, oameni buni, ați greșit. Dar Domnul Iisus Hristos n-a făcut asta. Și pe ei îi lasă la nivel de lume și nu se arată lor și vine la un moment dat și zice, nu la tot norodul, ci s-a arătat nouă. Nouă. Păi ei și așa credeau. De ce te-ai mai arătat doamnelor că ei și așa erau credincioși? Îmi puteți spune, de ce s-a arătat lor? Pentru că Mântuitorul nu vroia să-i schimbe pe cei ce vroiau să nu creadă, ci vroia să-i răsplătească pe cei ce au crezut. Și s-a arătat celor ce au crezut. Vreau să vă aduc aminte că în casa lui Iair, când a intrat să-i vindece fetița, cei ce au fost acolo și care jeleau, când Domnul Iisus Hristos le-a spus, fetița n-a murit, ci doarme, ce au făcut? Și-a bătut joc, n-au crezut. Și Mântuitorul i-a scos afară. Mântuitorul nu poate să-și exercite puterea Lui în necredința noastră. Nu ăsta este scopul Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul își exercită puterea Lui pe puțina noastră credință. Pentru ca să o întărească. Să fie răsplătirea faptului că am avut încredere în El. La sfârșit veți vedea Biserica lui Dumnezeu biruitoare, total diferită de tot ceea ce se întâmplă de jur împrejur. O veți vedea pe muntele Sionului, o veți vedea în perspectiva celor 144.000, veți vedea numele lui Iisus Hristos și numele Tatălui scris pe fruntea ei, veți vedea ceva cu totul și cu totul deosebit. Pentru că
A fi sfânt pentru Dumnezeu ce înseamnă? Pus deoparte. Ales. Nu înseamnă să fii tot una. Dragii mei, mă opresc aici. Rugându-vă să reconsiderăm împreună cât de privilegiați suntem că Domnul Iisus Hristos a încheiat un legământ cu noi și noi am încheiat un legământ cu El. Vă rog să reconsiderați faptul istoriei noastre sau rolului nostru aici. Gândiți-vă că Iisus Hristos vrea să lucreze cu rămășița Lui, cu această mână de oameni pe care o mai are. Lucruri echivalente cu arătările sale de după înviere. Dumnezeu pregătește această biserică și spune: veți călca în curând, veți zdrobi în curând sub picioarele voastre pe Satan. Romani, ultimele versete. Este promisiunea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Să nu credeți că nu sunteți mai prețioși decât toată lumea. Să nu credeți lucrul ăsta. Sunteți mai prețioși decât oricine. Sunteți mai prețioși decât orice situație. Dacă vreți să-L auziți pe Domnul Iisus Hristos vorbind despre cât de prețioși sunteți, atunci deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 43 și mai citiți odată capitolul acela. Și acolo veți găsi cuvinte care spun: pentru că ești prețuit, pentru că te iubesc, dau oameni pentru tine, popoare pentru viața ta. Ești mai prețuit ca Egiptul, mai prețuit decât Etiopia, mai prețuit decât Saba, vârfuri ale civilizației antice. Ești mai prețuit decât oricine. Numai adu-ți aminte de legământul pe care l-ai făcut cu Dumnezeu. Numai adu-ți aminte. Adu-ți aminte că în momentul în care ieși din legământ, intri într-o zonă extrem de complicată. Sefora a trebuit să învețe lucrul acela într-o noapte, când soțul ei a fost gata să fie judecat de Dumnezeu ca fiind neascultător. Avem posibilitatea ca, stând în mână cu sângele lui Iisus Hristos, să învățăm din nou cât de prețuiți suntem. Și că Iisus Hristos, deși a murit pentru toată lumea, până la urmă numai prin credință devine o jertfă de ispășire. Rețineți, numai prin credință. Numai în cadrul legământului devine o jertfă de ispășire. Numai în cadrul legământului răscumpără. Numai în cadrul legământului aduce mântuirea. Numai prin legământ ne aduce viața veșnică. Numai prin legământ ne vom întâlni cu El la a doua venire, astfel încât să fim cu El în cer. Numai așa. Dumnezeu să ne păstreze în legământul Lui. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că ai făcut un legământ de viață cu fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru că te-ai legat, Doamne, prin sânge să răscumperi, să mântuiești, să ispășești pe cei ce te iubesc. Îți mulțumim pentru că ai pus deoparte pentru tine, ca pe cele din tâi roade, pe poporul tău. Fă, Doamne, ca lucrul acesta să ne responsabilizeze, să ne dăm seama cât de prețios este locul unde ne-ai așezat, că stăm în mâna ta, Părinte, și că mâna ta ne ține, și că suntem iubiții tăi, suntem ocrotiții tăi,
pentru care ai părăsit un cer întreg pentru ca să fii cu noi. Reașează în noi această iubire și fă să înțelegem seriozitatea ei, fă să înțelegem, Doamne, că a prins forma unui legământ veșnic în puterea căruia Tu te-ai declarat Dumnezeul nostru. Cu astfel de privilegii, Doamne, ajută-ne să rămânem ai Tăi pentru totdeauna. Ferește-ne de compromis, ferește-ne de neglijență, ferește-ne de ușurătate și ajută-ne ca cu cea mai mare bucurie de suflet, mulțumindu-ți pentru ceea ce ai făcut din noi, adică o împărăție și preoți pentru Tine, fă, Doamne, să trăim sfânt, frumos, plin de bunătate pe pământul acesta în fiecare zi, pentru ca să mărturisim despre Tine, pentru ca să grăbim venirea Ta și pentru ca să aducem, Doamne, împărăția Ta pe pământul acesta de acum. În numele Mântuitorului. Amin.